obsesia asta cu dopamina dată de scrolling. Da, există? Deja e trecut în dicționarul ăsta al bolilor mentale. Îți place București? Nu, nu-mi place. Îmi dau seama că nu vreau să îmbătrânesc aici. Nu vreau să-mi trăiesc toată viața aici. Pe viitor, că vreau să mă duc în munți, să meditez până mor, vreau să mor în poziție de meditație, adică unde nu mai am nevoie de oglinzile din jurul meu să-mi arate oamenii ce conțin, dacă ce mai am de reparat la mine, ce mai am de schimbat. Pa, la revedere, sunt pe vârf de munte. Sunt conectate cu muntele foarte tare. Investițiile mele sunt de la mari la foarte mari. Să detaliem un proiect direct. Exact, da. Uite, România Express, de exemplu. Știi cum ajungi să-ți cunoști pasiunile? Renunță la toate dependențele pe care le ai. Ai frici? Știi pe cine era tare să întreb treaba asta? Pe terapeuta mea. Că cred că ieșea afară din cameră. Gen, am multe, multe. Urban Flex cu o travă. Un podcast Zooniverse. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. O am invitată pe Bianca Adam, maharajaha internetului românesc, nu? Faraoanca. Nu? Sau ce? Niciuna dintre astea nu le-am auzit începutul, până acum. Începutul, păi da, nu e, că da, sunt mai de bătrâni. Sunt glumele okay. Astea mai de bătrâni. Ok, nu, n-am nicio descriere. Păi nu, gen, dacă ai internet acasă și dacă ai plătit 64 de lei abonament, n-ai cum să nu te știe cineva. Că ești, mi se pare că chiar dacă ești foarte tânără, da, ești de 9400 de ani. Da, am apărut odată cu internetul, odată pionieratul... cu fix cu dinozaurii. Într-adevăr, chiar fac Cum e să fii tânăr și să fii dinozaur în același timp? E greu pentru că ai zis-o, gen, ai punctat-o foarte bine, că eu sunt cumva un suflet bătrân într-un corp tânăr, așa mă și simt. N-am vrut să zic asta. Dar a reieșit asta și așa am preluat-o eu și asta e și adevărul. Și e destul de complicat câteodată. Că, nu știu, mă regăsesc foarte tare și în povestea lui Shelley, știi că explica el de foarte multe ori chestia asta, că el se simte mult mai bătrân decât vârsta, vârsta, exact. Că, nu știu, probabil că ne-a călit foarte tare și expunerea asta de mici, am avut o responsabilitate atât de mare amândoi de mici, majoritatea cei care au crescut așa. Și chestia asta ne-a maturizat cumva, fără să ne dăm seama, diferit față de ceilalți. Și, na, am ajuns aici. Dar ți-aduce aminte cum a fost începutul? Gen, cum ai luat un telefon mobil și ai început să filmezi? Sau cum? Asta de cât faci treaba asta? De 11 ani, nu? Am peste 11 ani. 11 ani, da. Okay. 11 și un pic. Era telefon cu cameră, nu? Pe vremea aia. Da. Dar nu ne ajuta. Nu era telefonul ăla cu care să poți să faci vlog. Era o amărăciune de Samsung de la mic, cu butoane și cu touch în același timp. Nu erau aplicațiile astea atât de... Gândește-te că eu îmi share-uiam primele episoade cu SCZ de mas și nu glumesc. Și bombardeai pe oameni cu... Da, dădeam mas la lista mea pe Messenger, că aveam foarte mult, știi, făceam schimb de liste, mai știi cum era? Da. Doamne, zici că vorbesc de altă epocă, dar așa era. Îți dai seama de când fac YouTube? Din dinozaurii, așa. Da, exact. Nu știu câți ani are YouTube-ul, cred că a făcut acum vreo 20 ceva, nu? Sau... 20 de ani? E din 2007, cam 2007. Așa, 2005 sau 2007, cu ăla primul video cu grădina zoologică. Cu băiatul ăla, de fapt, la grădină. Și cum? Ai început să filmezi cu ce? Te filmai cu un aparat foto, ceva? Eu eram skateriță, încă sunt, dar atunci chiar dădeam full-time job la skate. Și îmi plăcea ce făceau băieții din Craiova, de la teatru de acolo unde mă dădeam eu. Își făceau niște videouri, niște edituri, așa le numeau ei. Aveau o cameră de aia veche de SLR, prima apărută vreodată, și cu un fisheye pus. Erau cei mai șmecheri oricum, adică se vedeau cu ăștia din București. Mie îmi plăcea să-i urmăresc pe ăștia șmecheri, pentru că mă intriga, voiam să fiu ca ei, îmi doream foarte tare. Eu nu aveam niciodată intenția asta de invidie și să mă uit și cu invidie la cineva. Îmi doream să ajung ca ei, adică vedeam ce au ei bun, ce-mi place mie și începeam să mă compor și eu așa sau să încerc să ajung și eu așa. Și mi-am dat seama că ei fac treaba asta și că este un material foarte tare și mi-am dorit, bineînțeles, am început și eu cu o cameră, era un Fujifilm de vreo 700 de lei. Pe atunci m-am rugat de tata foarte tare să-mi o ia, mi-a luat-o într-un final. Nu făcea gesturile astea foarte des, că vin dintr-o familie destul de modestă, nu am obișnuit să-mi cumpere tot ce vreau când vreau. Asta a fost chiar o surpriză foarte plăcută pentru mine.
că mi-a luat-o și de obicei când îmi luau ceva eu mă foloseam full de obiectul ăla, adică dacă mi-au luat un skate am devenit skateriță, dacă mi-au luat o cameră am devenit vlogăriță, nu conta ce primeam, mă foloseam până îl devastam, până îl distrugeam obiectul respectiv. Și așa, primind camera aia, am zis vreau să fac și eu edituri din astea, am luat un program piratat, făceam de toate, luam keygen din ăla să pară că l-am plătit, ce făceai prin 2011-10, cam așa, și m-am apucat să învăț montaj. Și aveam tot la fel un calculator de la cu tub mare și nu conta, deci nu conta ce setup aveam, ce unelte aveam, eu știam produsul finit cum vreau să arate. Și ideea mea era că eu voiam să fac edituri de skate care să arate bine. După ce m-am prins eu cum e cu montajul și mi-am dat seama că îmi place și că e mai puțin ilegal decât graffiti-ul și ce îmi plăcea mie să fac cu prietenii de la bloc, am început să-i filmez pe ai mei într-o vacanță la Sinaia, să filmez chestii de familie. Le editam și pe astea și învățam să pun o muzică pe fundal, să învăț ce înseamnă un jump cut, mă uitam la tutoriale pe YouTube, că eu încă de pe vremea aia m-am prins că YouTube-ul e liber și că îți dă foarte multe informații de care noi ne putem folosi. Foarte puțini oameni au fost conștienți de chestia asta din timp, că e foarte multă informație pe internet. Acum toată lumea știe, dar înainte nu știau și eu am, cumva asta a fost, să zicem, micul meu noroc, că am știut să mă documentez, știi, și am fost foarte interesată de lucrurile astea și apoi că am învățat magia montajului, am început să fac, să fac, să fac, am văzut că trendul ăsta de YouTube în afară, în Londra mai exact, acolo era o nebunie mare și am zis, eu pur mult mai bine. Partea interesantă și încă ceva ce m-a ajutat foarte tare e că eu tot timpul mi-am dat calde din astea, că sunt cea mai șmecheră, că sunt cea mai bună, că nu există ca mine, că eu mă vedeam, nu știu cum, poate acum sunt puțin mai humble de așa, dar eu când eram mică mă vedeam chiar foarte tare și nu conta pentru mine că alții poate râd de mine sau că nu mă văd la fel, eu tot mi-o luam ca și cum îmi fac complimente. Dar asta venea de la tine sau venea de la familie? De la, adică ce te-au încurajat foarte tare să crezi în tine și să zici, bă, sunt cea mai bună, sau venea de la tine că erai tu nerv și că... A venit foarte mult de la bunicul meu chestia asta, de mic mi-a implantat chestiile astea în creier și asta mi-a dat seama de-a lungul timpului cât de mult contează să-ți educi copiii așa și să-i faci să creadă de mici că ei sunt capabili de orice, pentru că probabilitatea e cea mai mare să fie capabili în viață de orice, doar pentru că cineva i-a făcut să creadă așa când erau mici. Și da, bunicul meu a avut un impact foarte mare asupra mea în sensul ăsta și mama, pe de altă parte, la fel, pentru că tot din partea bunicului meu avea mentalitatea asta să mă facă să cred că sunt foarte deșteaptă și că sunt foarte capabilă și cumva, da, cred că a avut legătură și cu treaba asta, dar poate am mai avut și eu un fel de, nu știu, poate vine și din mine cumva. Asta zic, că cu siguranță e și din, că așa, educație cumva și niște chestii de-astea bune am primit toți, dar după aia da. Cred că mai e și se lucrează și cu produsul și contează și cum e produsul în sine. Da, cel mai probabil. Dar e foarte important, cred că, să zică cineva, să-ți planteze sămânța aia care să zică, bă, ești cel mai bun, chiar dacă gen, poate la început nu ești, faci greșeli și... Fix, exact. Poate chiar atunci când greșești, e super important să te învețe cineva că ai avut de învățat ceva din greșeala aia mai mult decât că vei fi pedepsit pentru greșeala aia sau că ai dat-o în bară sau să te învețe ce e eșecul sau lucruri de genul ăsta. Cred că contează foarte tare. Eu asta zic, semințele astea care se plantează în mintea copilor când sunt mici, mi se par esențiale. Mi se par regula de bază a parentingului, deși nu e ceva ce mă interesează pe mine în mod special acum, dar sunt la psihologie și îmi place foarte tare să analizez mințile oamenilor acum. Mă pasionează chestia asta și chiar cred că o să-mi fac lucrarea de licență ori pe asta, ori pe obsesia asta cu dopamina dată de scrolling. Încă mă gândesc ce o să aleg. Ce tare și asta. Da, există? Ce anume? Obsesia asta că gen... A, deja e trecută în dicționarul ăsta al bolilor mentale. Sunt bune? Da, 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 e deja subiect de studiu. Da, scrolling-ul efectiv îți creează șaturi de dopamină atât de multe și de nenaturale, pe care probabil le-ai avea într-o perioadă foarte lungă de timp, făcând foarte multe task-uri sau lucruri reale, tu ți le dai pur și simplu din scrolling pentru că vezi niște lucruri
colorate sau vezi pe cineva că aruncă sticle pe scări și zici, mamă, ce satisfying e chestia asta. Toate chestiile astea satisfying, de fapt, îți dereglează foarte tare nivelul de dopamină din creier și ulterior te face să te simți plictisit de viață, nu ai motivație, nu ai toate lucrurile astea. Da, afectează foarte tare. Ți-a întâmplat vreodată să te simți așa? A, constant. Dar eu trebuie să-mi pun timer să, pentru a nu folosi aplicațiile la nesfârșit, pentru că nu-mi dau seama. Devine o dependență și atât de silent tot ceea ce se întâmplă și e atât de subtilă încât noi nici nu ne dăm seama de fapt de ce avem anumite stări atunci când le avem. Și generația mea, toți sunt supuși la aceeași problemă. Crede-mă, până și cei mai feriți de social media și de internet, care stau mult la țară și sunt prezenți cu natura și cu caprele și cu lucruri de-astea frumoase, tot pe TikTok sunt. Îi găsești, sunt tot acolo. Suntem toți. Suntem victimele colaterale împreună ale acelui așa fenomen care nu știu unde duce. Iar eu fiind și o persoană a internetului, de asemenea, ca și cum eu mi-aș lua pâinea de la gură, că spun real ce probleme aduce chestia asta și în același timp eu creez pe această platformă, așa că m-am gândit dacă tot știu că face în definitiv rău tot ceea ce se întâmplă, dar în același timp îmi face mie bine să creez, măcar atunci când creez, să le dau oamenilor informații de genul ăsta, precum dau acum la podcastul ăsta, ca ei să înțeleagă și să decidă pentru ei. Adică mi se pare că la internet e ca la băutură, adică e o chestie de asta că trebuie să bei, adică trebuie să îl folosești internetul cu măsură. Exact, da, trebuie cu măsură că te face să nu mai fii prezent și mi se pare una dintre chiar cele mai dăunătoare lucruri posibile. Și aud de la foarte mulți oameni care au cam de toate că sunt, exact cum spui tu, plictisiți, nemulțumiți, în condițiile în care fac foarte multe chestii. Da, pe noi niciodată de ajuns că începi să te compari cu ceea ce vezi pe internet, ceea ce nu e real. Începi să-ți formezi niște standarde foarte înalte și nu mai e nimic natural și normal. Totul este perfect și tu nu o să atingi niciodată perfecțiunea în viața ta. Și de asta e foarte important și ce consumi pe internet atunci când te uiți, la ce dai follow, la ce te uiți. Că dacă, cu când ne uităm, de exemplu, uite, spun din perspectiva mea personală, eu încerc pe cât posibil să diminuez privitul de scandaluri, de certuri între YouTuber, de certuri între persoane, chiar dacă o persoană din cearta respectivă are dreptate și poate eu rezonez cu ceea ce zice, la sfârșitul zilei induce mie mult mai multă autocritică față de mine, că dacă consum ceartă o să fie în capul meu și proiectată pe viața mea de zi cu zi și încep să mă critic mai tare, să fiu mai răutăcioasă cu mine, pe când dacă mă uit la, nu știu, ceva nice cu animale sau cum să editez mai bine sau niște tutoriale, ceva ce să-mi creeze mai mulți neuroni sau ceva ce, you name it, o grămadă de lucruri ce ne ajută sufletul nostru, știi, ce ne încarcă pe noi, la sfârșitul zilei o să vezi altfel lucrurile. N-am înțeles niciodată bălăcăreala asta și de ce atrage atât de multă chestie, orice înseamnă scandal sau ceva. Și sunt oameni asta care e super simplu, e cumva, bine, nu vreau să mă dau eu atât știutoare, așa cred eu, cred că cumva ne face pe noi să ne punem undeva mai sus deasupra experienței respective și de a te uita la o ceartă, unde automat dacă e un conflict, cineva greșește, automat te pune pe tine pe o treaptă mai sus și te simți cumva superior și în viața noastră de zi cu zi avem nevoie de puțină superioritate și avem nevoie să ne simțim și noi mai bine atunci când nu ne simțim bine. Dar ai să vezi că atunci când te simți super bine cu tine și ești super împlinit, vii dintr-o vacanță sau vii dintr-o, nu știu, întâlnire cu familia sau ce te face pe tine să te simți bine, nu ai deloc chef să te uiți la o ceartă de genul ăsta, pur și simplu nu-ți vine. Și să urmărești chestia asta, că nu vrei să-ți strici starea aia de bine cu o ceartă. Dacă nu ești ok, îți vine. Abia aștepți. Da? Păi ai zis că nu te bagi în de-astea. Cum? Că n-aș vrea. Că nu vrei să te bagi, da. Păi da, încerc pe cât mai mult posibil să nu urmăresc, da. Sunt și eu om, îți dai seama, le greșesc pe toate. Da, dar mi se pare că sunt unii care din asta trăiesc. Și oricum, la noi, nu știu dacă mai mult ca la oricine, se vorbește o lună, nu știu, două zile se vorbește despre nunta cuiva și 17 ani după se vorbește despre divorț. Adică totdeauna e o chestie de asta care rău întotdeauna va... Asta mi se părea tare la ce ai spus tu, că tot și de mică te uitai tot timpul la oameni care fac ceva mișto, nu te uitai la oameni care sunt la fel ca tine sau ceva în genul ăsta. Și asta mi se pare o chestie foarte bună, întotdeauna să privești către
către mai bine pentru tine, către ceea ce te hrănește pe tine cu adevărat, în loc să te uiți la ceea ce te umple cumva pe moment, ce îți hrănește ego-ul pe moment, știi? A, ce bine mă simt că m-am uitat la ceva ce, nu știu, mă face să mă simt mai presus. Dar la sfârșitul zilei, dacă te uiți la ceva ce te învață ceva și rămâi cu ceva din chestia aia, o să fii mai împlinit. O să fii mai câștigat. Deci datorezi mare parte influencerilor tăi din Craiova, nu? Că datorită lor te-ai apucat de toată treaba asta. Băieții cu skate-ul, nu? Da. Chiar m-au influențat real. Da. Prietenii mei din Craiova cu skate-ul chiar mi-au dat o altă perspectivă. Că și sportul ăsta în sine, skate, bike, agresive, pe scuterele astea cu care se dau copiii acum, toate cumva îți lărgesc orizonturile, că sunt cumva venite din afară, te învață o cultură nouă, e o întreagă cultură într-adevăr în jurul unui sport. Și eu am avut deschiderea asta și mentală și de orizonturi pentru că mi-au plăcut sporturile de genul ăsta. Acum mi-am luat un BMX, mă dau în fiecare zi, mi se pare superb. Ador, în primul rând, mi se pare superb faptul că am 26 de ani și sunt cu BMX-ul pe afară. I want to live like this. I love this lifestyle, sincer. Păi mi se pare că tot ce înseamnă, adică nu e skateboard, adică e o chestie atâta cu patru roți, adică e modă în jurul, adică de fix. La absolut orice muzică, haine, orice. Exact, a plecat de la surfing prima dată și când nu se mai dădeau ăștia cu placa, și-au pus niște roți și se dădeau în piscinele alea rotunde, fără apă. Și au descoperit skate-ul. Dar în jurul lui este cultura surfingului. Sunt oamenii, este exact o cultură de haine, un stil, mentalități, oameni care se întâlnesc și se... Na, oamenii nu-și dau seama, mulți dintre ei nu-și dau seama că nu e doar vorba de o placă cu patru roți. Da, ce pleacă de acolo s-a dus în tare de tot. Adică da, nici exact. Numai... Asta în general cu fiecare sport. Se adună o categorie de oameni în jurul unui sport și îl transformă în lifestyle. Cum era Craiova când făceai tu vlogging la început? Un oraș foarte liniștit. Și... A, sunt doar miturile alea cu ăia care cu săbi și cu nu știu ce? A, stai, eu îți spuneam acum din perspectiva mea de copil nu, de atunci. Am glumit de asta cu săbica, nu cred că mai e la modă asta. Vezi că e, da? Da, știu că de fiecare dată când e vorba atunci, de Craiova era ceva, la un moment dat e ceva cu ceva. Cu sabia, cu cuțitul, nu, da. Păi asta fac glume și ai mei când vin acasă, facem sunt glume sportiv, între noi. De fapt, nu, exact. Că e tot e cu sabia. E sportul de dat cu sabia. Fac floretă mult acolo, nu se merge pe floretă, pe scrimă, pe asta. Dar ziceam din perspectiva mea că eu când eram mică nu făceam abstracție de pericolele de genul ăla, că fiind de acolo nu prea te afli în același pericol. E ca gangul nostru, noi suntem craioveni. Ești acolo, ești safe. Dar din perspectiva mea de copil era un oraș foarte liniștit, nu se compara cu Bucureștiul, care tot timpul mi s-a părut un oraș agitat. Nu aveam atâtea conexiuni cu atât de mulți oameni diferiți, aveam grupul meu de prieteni cu care cream. Deci, cam așa era Craiova și nu știam ce mă aștepta, ce avea să se întâmple ulterior când urma să vin în București și să-mi dau seama ce înseamnă să te conectezi cu atât de mulți oameni, să poți să creezi cu foarte multe alte branduri, idei și așa mai departe. Eu eram în orașul meu liniștit. Când te-ai mutat în București? Fix după BAC. La 18 ani, eu am avut rucsacul în spate la BAC la ultima probă. Deci urma să plec instant. Nu mai așteptam nicio secundă. Ai stat cu el în spate la ultima materie? Da, și da, după da, l-aveam la garderobă acolo și l-am luat și la revedere. Și cum ți-a părut Bucureștiul când ai venit? Mi se părea un loc care plin de oportunități, ceea ce mi oferea mie foarte multe oportunități. Mi se părea tărâmul tuturor posibilităților. Mi se părea că pot să mă exprim liber aici, că pot să mă... că pot să reușesc orice ce-mi propun. Am venit pur și simplu cu gândul ăsta aici. Ulterior mi-am dat seama cumva că mentalitatea asta, dacă o ai, oriunde ai fi, funcționează și reușești. Adică acum, după atât de mult timp, îmi dau seama că nu cred eu că Bucureștiul a fost responsabil pentru reușitele mele, pe cât mentalitatea mea. Dar bineînțeles că a jucat un rol important, pentru că aici au fost oamenii de care aveam nevoie, conexiunile de care aveam nevoie și a fost că o salată cu toate momentele cheie ca eu să pot să reușesc. Îți place București?
În momentul de față? Da. Un răspuns foarte complicat, că nu pot să spun nici da, nu pot să spun nici nu, pentru că în esență, de fapt, aș putea, nu-mi place atât de tare Bucureștiul, nu-mi răspunde tuturor nevoilor mele în momentul de față, dar îmi răspunde majorității nevoilor mele în momentul de față. Dar mi-a creat cumva o dorință și îmi dau seama că nu vreau să îmbătrânesc aici. Nu vreau să-mi trăiesc toată viața aici. Vreau să fac tot ceea ce ține de partea asta activă, de focusul pe care l-am acum, de dorința de a crea și a face, să-mi permită în continuare să fac toate lucrurile astea, dar pe viitor, când la bătrânețe, vreau să mă mut la total pol opus. Adică vreau să mă duc în munți, vreau să-mi fac o casă acolo sau să, nu știu, o cabană, ceva, să meditez până mor, vreau să mor în poziție de meditație. Adică nu e, there's no in between. Închipuiam că vrei undeva în Portugalia să dai cu placa în fiecare zi. Nu, asta acum. Cât sunt activă și am chef să creez și să fac lucruri, și asta vorbesc la maxim, adică eu nu mă aștept să mă opresc la 80 de ani. Și da, eu am o mentalitate de mică așa, deci așa o să fie. Nu mă opresc așa, gata, la 80 de ani am zis pas. Dar în ultima bucată aia, în ultima perioadă de viață unde chiar vreau să nu mai fac nimic, eu rămân în poziție de meditație, în munți. Unde nu mai am nevoie de oglinzile din jurul meu să-mi arate oamenii ce conțin, dacă ce mai am de reparat la mine, ce mai am de schimbat, cum să ajung la potențialul meu cel mai înalt, adică în momentul în care o să mă simt la potențialul meu cel mai înalt, pa, la revedere, sunt pe vârf de munte. Dar întotdeauna te gândești la că poți să faci mai mult, mai mult, mai bine, mai... Da, nu știu dacă o să termin în viața asta. Pe asta chiar mă gândesc, că dacă ești așa creată, nu știu dacă există vreun moment în care să zici gata, acum stop. O să spună universul la un moment dat când trebuie să mă pun pe dreapta, o să zic că nu o să mai simt eu. Și dacă nu mai simt eu din mine, așa că dacă e doar mentalul meu, hai că mai putem, mai fac și mentalul să tacă. Pe mine mă interesează ce simt eu și la un moment dat sunt sigură că o să mă pună pe dreapta și eu să zic că să mă relaxez și eu. Dar nu la modul că sunt sigură că nu mă mai lasă, că îmbătrânesc și mă dor oasele. Nu, la modul să simt eu cu adevărat că îmi doresc să stau în munții aia cu un cățel, o pisică și eu știu ce mai cine. Crezi că maturizarea asta de care vorbeai mai devreme, că ce ziceai tu, că de fapt simți că ai o vârstă alta decât ai în buletin, te-a ajutat? Mi-a pus frână puțin. Pentru că a fost o perioadă în care am simțit cu adevărat că responsabilitatea asta îmi taie aripile. Că a fost o perioadă pentru mine în care am simțit că responsabilitatea pe care o por pe umerii mei de a fi o influență bună pentru oameni și a nu greși niciodată, îmi oprește puțin din creativitate și din capacitatea de a-mi exprima creativitatea, pentru că de fiecare dată stau să gândesc de 100 de ori un lucru înainte să-l fac ca să nu influențez în mod greșit pe cineva sau să nu învăț o greșeală sau efectiv să nu arăt un exemplu prost oamenilor. Și asta a venit la pachet cu faptul că am conștientizat lucrurile astea, că m-am maturizat și a venit ideea asta pentru mine de responsabilitate. Și acum am început să mă liniștesc puțin cu toată maturizarea asta și să zic, băi, dar sunt și eu om. Am înțeles că sunt matură, am înțeles că am responsabilitate, dar trebuie să mai și trăiesc și eu, trebuie să mai și, nu știu, să mai trăiesc și eu fără frici, fără să mă gândesc că, vai. Da, ți se întâmplă să ai tot felul de frici, bă, dacă postez asta, ce o să zică nu știu cine, dacă, da, oricum da. În momentul de față, gen, trebuie să fii foarte selectiv, că orice îi spune super pe cineva mai devreme sau mai târziu. Da, nu, mi-e destul de ușor la nivelul ăsta să am grijă ce spun, pentru că eu nu mă gândesc că super pe cineva, eu mă pun instant în perspectiva tuturor oamenilor și îmi dau seama instant pe cine aș putea să supăr și nu-mi vine pur și simplu să zic greșeala respectivă. Rar mi se întâmplă efectiv să nu conștientizez pe cine aș putea să supăr. Dar mă refer mai mult legat de acțiunile mele. Asta zic prin maturizare. Că mi-am dat seama că nu pot să mă enervez pur și simplu pe ceva și să încep să mă manifest sau să înjur sau să fac urât, că dau un exemplu prost, dar în același timp
nu pot nici să cad în extrema aia, că eu niciodată nu o să mă mai enervez când dau cu piciorul de pace și nu o să mai înjur. Și m-am autopedepsit pe mine destul de aspru o perioadă. Și mi-am dat seama, bă, stai puțin, mai, e ok și să te descarci câteodată, e ok și să mai greșești. Sunt undeva într-o linie de plutire acum. Știu să echilibrez lucrurile astea. Ai frici? Mamă, e tare, știi pe cine era tare să întreb treaba asta? Pe terapeuta mea. Că cred că ieșea afară din cameră. Gen, am multe, multe de rezolvat. Dar le temperez cu mult citit, multă meditație, multă stare de prezență, dar da, nu poți să-mi vrei să te mimi pe față, nu, n-am frici, am o tonă. Asta e ca aia, gen, ce părere despre Marius? Și după aia îți spune la sincer? Păi nu știu, aș vrea să mă minți, adică ce rost are la sincerul ăla în toată aia, știi? Adică, exact. Nu, vreau să mă minți, Marius e un băiat extraordinar, chiar nu vreau să fiu sincer cu mine. Le temperezi, le găsești soluții ca să mergi cu ele mai departe? Și nu mai plec așa de acasă cu fricile după mine sau nu mai iau decizii cu fricile după mine. Dacă simt că o frică mă lovește, dintr-o dată un gând, o frică, o iluzie, orice, atunci rezolv. Am pe noptiera de lângă pat, more or less noptiera, e un pat de paleți, imaginează-ți tu. Da. Am pe noptiera de lângă pat așa două teancuri imense cu o grămadă de cărți de dezvoltare personală, ezoterice, de meditație, de psihologie, de tot ce vrei tu, tot ceea ce poate să te scoate dintr-o stare sau te poate face să înțelegi de unde vine un anumit gând, o anumită frică, o anumită stare. Pe lângă asta, audiobook în mașină, meditez dimineața, fac lucruri care efectiv mă ajută fizic să ies dintr-o stare foarte rapid. Și nu mai plec cu frica respectivă la drum, nu mai stau, nu mai culc cu starea respectivă, nu mai plec la un podcast, de exemplu, la undeva să-mi fac treaba, până nu mă ocup de sufletul meu. Mi-am pus prioritate. Sufletul meu e primul și după aia lumea fizică. Bă, restul. Cum e să gestionezi toată treaba asta de la o vârstă atât de fragedă să, că vorbeam mai devreme, nu tâmpenia de întrebare cu banii, am vorbit-o noi, dar cum e să vină adică să vină niște bani, să ai niște câștiguri și tu să fii foarte tânără și să nu mai ai un soi de, adică să nu știi cum era, că tu ai fost printre primele, deci practic nu aveai un exemplu dinainte, exista Vasile care Vasile a făcut și te uitai și tu la Vasile ce a făcut și făceai și tu ca el. N-a fost așa un soi de, că te știa lumea pe stradă, că câștigai niște bani și tu erai totuși tânără și cum ai gestionat toată treaba asta? Pentru mine, în primul rând, faptul că am câștigat bani a fost o surpriză din prima, pentru că pe vremea când m-am apucat eu nu era normal să câștigi bani, că nu exista opțiunea, nu exista YouTube România, nu existau campanii cu branduri, nu exista toată industria asta, eu m-am apucat înainte să apară industria. Îți dai seama cât de mică era intenția mea să fac bani din urma a ceea ce făceam, era pură pasiune, pur și simplu. Au venit banii ulterior, au fost o surpriză plăcută, incredibil de plăcută, care mi-a dat aripi într-adevăr, dar a fost dovada reală că banii sunt o consecință, niciun caz un scop. Și de atunci am mers pe premisa asta tot timpul și încerc să țin toată viața și să mă gândesc ok, ce vreau eu să fac și pentru ce vreau să fac un anume lucru, îmi răspund la întrebările astea, încep acțiunea și banii vor veni printr-o cale sau alta, mă vor găsi ca eu să duc scopul ăla la bun sfârșit. De ce vreau bani? Ca să mă simt eu în siguranță, să pun pe dreapta, să nu am nu știu ce grijă de mâine? Nu, asta nu e un scop valid, nu să vină banii din cer. Dar dacă tu chiar vrei să faci ceva cu banii aia care ajută omenirea sau pe tine sau îți umple sufletul sau ceva, asta e perspectiva mea despre bani. Ceea ce ziceai tu raportat la cum am simțit atunci, într-adevăr, eu n-am fost ghidată de nimeni, pentru că nimeni nu știa pe vremea aia ce sume ar trebui să fac, cât ar trebui să cer, sunt remunerată corect, unde ar trebui să investesc banii ăștia, ce ar trebui să fac. Nu m-a ghidat nimeni, nici nu mi-a păsat în realitate prea mult de chestia asta, consider că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple și
în continuare nu consider că cea mai bună decizie din viața mea a fost să nu fiu disperată de statistici, disperată de remunerație și disperată de toate lucrurile astea. Nu m-ar fi ajutat cu nimic, m-ar fi blocat foarte tare din toată perioada mea de creație. Ai punctat foarte bine când am ajuns aici, că aveam noi o discuție și ai zis că dincolo de că toată lumea vede că sunt campanii sau nu știu ce, e o muncă și o investiție pe care o faci tu. Și mi-ar plăcea să zici despre treaba asta, pentru că toată lumea vede doar a venit băutura X și a dat nu știu câți bani, bine, nu se știe sau așa, și uite, face reclamă la nu știu ce. Dar dincolo de asta, tu ai un job pe care îl faci de 11 ani de zile, care e full time, că toată lumea zice, a, mare lucru ce fac, se filmează. Nu, e ceva foarte mult. Așa, nu vreau să trec nici în varianta aia să zic, mamă, e cel mai greu job din lume. Nu, niciun caz, nici pe departe. Da, mi se pare că gen trebuie punctat și cineva din lumea asta, influencerul, cum vrei tu să o numești, habar n-am, că și aici 7000 de creatorul de conținut, o de, doamne, nu mai știi ce să mai e, așa? Toată lumea creează conținut în momentul de față. E un conținut pe care îl consumi, practic. Într-adevăr, e conținut. Da, acum, asta vreau să zic, de bună calitate și altul de prostă calitate, nu contează, dar tot una e. Asta vreau să menționez, de fapt, cam cât e ce e în spate la toată treaba asta și câtă investiție și ce bani bagi în aparatură, în habar n-am, în orice, în tot, de la hainele pe care le ai pe tine, care nu bănesc că nu cad în cer. Într-adevăr. Da, exact cum ai spus tu, nici nu mai știm cum să numim treaba asta. Unii sunt influenceri, alții sunt creatori de conținut. Cu toții sunt creatori de conținut pentru că ei ce fac în definitiv e să creeze conținut pe platforme pe care noi le consumăm, trece timpul urmărindu-le și ulterior suntem sau nu influențați să cumpărăm ceva sau să fim cumva sau ne influențează să dăm atenție unui trend, adică influența vine ulterior. Ești influencer abia când reușești să-ți convingi o comunitate să se ducă într-o direcție. Iar ca și creator de conținut, poți să alegi să faci conținut de proastă calitate, care pentru unii oameni prinde, sau de foarte bună calitate, care costă incredibil de mult să fie făcut. Resurse umane, resurse materiale, timp și așa mai departe. Eu am ales să fiu creator de conținut care creează calitate, pentru că de-a lungul timpului am fost deja pe cealaltă nișă, am creat cu o cameră de 700 de lei ani de zile. Am fost și acolo, acum mi se pare că e datoria mea să evoluez, adică dacă aș rămâne tot acolo, n-ar fi greșit nici așa, dar așa am simțit eu. Și investițiile mele sunt de la mari la foarte mari, de la cameramani, pentru că nu mai pot să mă împart deja în atât de multe locuri în același timp. De exemplu, cameramanii, hai să luăm un proiect, să detaliem un proiect direct. Exact, da. Ca să fie mai clar totul. Uite, România Express, de exemplu. Noi pentru România Express acum, pentru că e seria la care lucrez cel mai tare în perioada asta, avem 2 cameramani, un om cu dronă, aparatură închiriată, aparatură cumpărată de mine, sunt camere care filmează 4K și de ultimă generație, adică sunt cele mai bune de pe piață la ora actuală pe care le folosesc majoritatea vloggerilor care au început să investească. Obiective pentru fiecare, au fiecare, contează toate detaliile? Cred că contează, de fapt, că toate costă o grămadă. Fiecare cameră are foarte multe carduri de memorie, sunt foarte multe harduri, fiecare laptop al fiecărui om care stă la montaj contează, salariile tuturor, sau, mă rog, remunerația pe care o au, pe serviciile pe care le oferă, discuțiile cu toți oamenii în care noi filmăm, adică multe lucruri pot să fie plătite, că mai sunt și la nivel de barter, e altceva, dar sunt foarte multe locații pe care le accesăm cumpărându-le. E foarte multă recuzită pe fiecare episod. Deci sunt atât de multe lucruri în care trebuie... Premiul, de fiecare premiu de câte 1000 de euro vine tot din buzunarul meu. Tot ce am spus până acum vine din buzunarul meu. Deci doar pe un episod care face în medie între 100.000 și 300-400.000 de vizualizări, adică să zicem că în total poate scoate cam 400-500 de euro, să zic maxim, dar m-am dus departe, eu investesc undeva la 3.000. Asta este un episod. Gândește-te la toate celelalte sau gândește-te la o
săptămână de postat pe Instagram. Uite, de exemplu, acum e Halloween, m-am dus să cumpăr recuzită pentru decorațiunile de Halloween pe care o să le folosesc pentru reel-urile necesare atunci. Sunt foarte multe lucruri. Și vis-a-vis de influencerii ăștia care mai mult se postează doar fiind, doar arătând, ei trebuie să facă ceva, adică trebuie să plece într-o vacanță, trebuie să plece într-un loc, trebuie să vadă un ceva interesant. Da. Trebuie să filmeze un hotel, cel mai prost cotat hotel versus cel mai bun cotat hotel, depinde de ideea pe care o ai. Fiecare episod implică investiție și de cele mai multe ori episoadele respective sau creațiile respective nu aduc remunerație. Social. Singurul venit pe care îl ai este din aceste campanii pe care le faci sau dacă mai ai tu o altă afacere ca să ai un venit pasiv de undeva. Sau alte surse. Asta, da. În alte surse, dar ideea este că noi investim în fiecare lucru pe care îl facem, fiecare postare. Nu e doar un job în care s-a întâmplat ca prin minune să avem vizualizări și acum doar luăm bani. Vizualizările alea, mai ales acum, vin mai greu ca niciodată. Adică mie, cel puțin, mi-e mai greu ca niciodată. Era o perioadă în care toată lumea voia să facă viral. De parcă viralul e așa o chestie de asta, gen, hai să facem viral. Hai să facem. Hai să facem viral. Păi nu puteți să facem viral, pe alții au făcut. Păi bine, și cum? Adică nu îl faci așa. Mai e și un studiu, e o strategie, e ideea asta, dacă vrei sau nu să faci clickbait, dacă vrei sau nu să minți oamenii, dacă vrei sau nu și dacă alegi să ai niște principii pe care le ai tu ca așa vrei tu, că nu te ajută cu nimeni la sfârșitul zilei, nici nimeni, bravo, dar le ai tu ca așa vrei tu, atunci strategia aia va trebui să fie și mai bună. Totul e și mai complicat ca să rămâi relevant și ca să faci vizualizări, să se uite oamenii dacă tu nu aduci conflict, nu aduci nume, să le nu știu ce, atunci chiar ai nevoie efectiv să aduci ceva interesant, să vii cu ceva interesant. Și asta se face dacă nu, prin a nu te uita la bani și a investi mult. Cât ai ținut-o așa singură până să găsești o echipă să stea în spatele tău? A, păi eu am echipă de super recent, de la primul România Express. Asta știu, că gen erai... S-a învârtit, am avut niște editori și un cameraman care... Bravo lui, s-a mutat în Bali și își trăiește visul alături de unul din cei mai mari youtuberi de travel și el chiar era un exemplu foarte bun de editor care era implicat trup și suflet. Dar în rest nu prea s-a mulat pe stilul meu de editat și pe viziunea mea niciun editor. Mi-a fost tot timpul greu să las de la mine... Să las efectiv problema asta pe care am, că eu nu pot să lucrez în echipă. Sunt foarte perfecționistă, asta vine de la tata. Sunt foarte perfecționistă, nu pot să împart task-urile, mi se pare că nimeni nu s-ar descurca. Când fac lista de task-uri, dau două la echipă și restul toate sale mele. Și sunt întrebată foarte des, bă, dar de ce nu ne dai să facem? Că ți-e frică că nimeni nu o să facă cum faci asta, tu. Da, pe asta sigur nu știi, las că pe asta o fac eu mai repede. Eu nu pot să-mi imaginez că 100 de oameni ar putea să facă exact ca mine. Eu trăiesc în bula mea în care doar eu știu să fac ceea ce fac, dar nu e adevărat. Știu că nu e adevărat, dar când fac lista aia încă am aceeași problemă. Și abia acum, recent, de când m-am apucat de România Express, mi-am dat seama că nu pot fizic să filmez două echipe separate, să fiu și acolo unde se dă premiu, să organizez și toate lucrurile, să împrăștii recuzita, să trag cadrele. Mi-am dat seama că, bă, gata. Trebuie să iei niște oameni. Crezi că nu toate sunt la fel, toate industriile? Dar cred că ești mai apropiată de asta și atunci asta crezi că e așa. Cred că îți apa peste tot. Cred că ești mai tânăr și ești mai necunoscător, ești luat de prost, efectiv. Dar nu ți se pare că toată lumea vrea să te ardă cumva, mai mult sau mai puțin, în orice domeniu și din orice, de la, nu știu, băiatul care uită să-ți dea restul exact cât trebuie, până la băiatul care vine și pune faianță și care a doua pe zi nu mai vine? Să mă ardă oamenii, că le las eu orice. Eu șochez oamenii foarte tare cu chestia asta. Ce le lași? În orice situație, oamenii care, pe care mai ales dacă îi simt că vor să mă ardă, le dau eu de dinainte. Ca să preventiv? Da, pentru preventiv, că știi că... iatul lasă de la mine. Că nu-mi place să fiu arsă, pur și simplu nu pot să accept să fiu mințită sau să încerce cineva să mă fraierească, așa că prefer să fac pe proasta și să las de dinainte, să nu mă surprindă.
Dar n-am așteptări foarte mari de la oameni, să știi. Bănuiesc că da, că ai fi avut așteptări. Adică nu pot să fiu dezamăgită, să mă gândesc, mamă, ce mă arsă la, că nu mă aștept să o facă și nici nu-mi pasă. Sincer, că eu știu că oamenii care mint în general sau fraieresc, sunt, se fraieresc pe ei în oglindă, adică la sfârșitul zilei ai reușita lor și ai cea mai mare... maximum. Da, asta e ce ai putut să faci tu, e maximum. E cea mai mare minciună pe care și-o aduc lor, dar de aia pot doar să-i compătimez, nici nu am o părere anume. Ai avut vreodată vreun moment ăsta în care vreun comentariu ăsta negativ ți-a stricat ceva sau ai... Da, am avut situații în care n-am vrut să ies din casă, n-am vrut să vorbesc cu nimeni și eram nervoasă pe apropiații mei care nu-mi greșiseră cu nimic, pentru că unele comentarii mă reflectau lucrurile, adevărurile despre mine pe care nu voiam să le văd. Mie nu mi-au făcut tot timpul rău comentariile negative, mi-au făcut și bine, deși mi-e greu să recunosc. Pentru că altfel nu vezi câteodată niște lucruri, știi, când în viața de zi cu zi nu poți să-ți dai seama de toate defectele tale. Le consideri lucruri normale, până vine cineva și ți le spune, poate într-un mod mai urât, și spune niște semne de întrebare doar atunci când te afectează. Că dacă nu m-ar afecta, ăla nu e adevărul meu, nu mă interesează. Adică doar vorbești urât de mine sau vorbești urât cu mine sau vrei să mă înjuri, super! Dă-i înainte, adică poți să, nu știu... A, și ai luat din asta, din partea asta cu negativă, ai luat și chiar chestii, da, care de, au absolut, contat? Absolut, de fiecare dată când mi-am dat seama că mă deranjează, mă mișcă ceva sau contează pentru mine un anume comentariu, am vrut să văd dacă e ceva ce pot să schimb, să îmbunătățesc la mine. Asta ulterior, după ce au trecut nervii, că nu sunt Nostradamus sau cum așa, ăla, da, da. Atunci mă umplu de nervi. Dar după asta să mă gândesc, păi, de ce m-a afectat așa tare? Poate chiar aș putea să vorbesc altfel sau să zic altfel sau să nu mai am prune în gură sau să nu mai... să postez și eu la timp sau să... Na, dar dacă îmi zice, băi, ești urâtă... Bine, asta e amin. Frate, dacă... am eu ce să schimb? N-am, nu știu, am schimbat cât am putut, sincer, acum. Adică un comentariu de genul ăsta nici nu mă afectează. Pur și simplu, o chestie de genul ăsta, o jignire sau așa, eu știu că ei... își văd defectele lor și pare din cărți chestia asta de reală, e super reală, oamenii chiar văd defectele pe care le conțin, pentru că asta îi deranjează pe ei. Cel mai tare, alte lucruri nu văd, pentru că n-au cum să îi deranjeze, că nu le văd. Se recunosc pe ei în mine și îi deranjează chestia asta. Exact la fel ca și mine, dacă mă deranjează în comentariu, înseamnă că mă regăsesc. Și da, m-au ajutat, o perioadă chiar m-au ajutat comentariile negative, dar atunci când mă deranjează, chiar încerc să îmi dau seama de ce. Mi se pare că multe dintre ele sunt dintr-o nevoie de atenție pe care o au oamenii, că toți, mai mult sau mai puțin, avem nevoie de asta. Da, și e perfect normal, e super ok. Până și alea pozitive, tot nevoie de atenție, sunt că e o nevoie de conexiune. Păi, scriu comentariul ăsta pentru că mi s-a părut ceva foarte frumos în ceea ce am văzut sau am o impresie. Poate îmi răspunde, ne conectăm, ne facem, nu știu, o conversație. Avem nevoie de chestia asta. Și cum mai erau pe la Delia sau pe la Dacia, scrie unii care scriau primul like. Eu am dat primul like și era comentariu. Am dat primul like sau ceva. E super. Pentru engagementul nostru este... Da, e minunat, da. Binevenit, Doamne ajută. Să fie primii toți. Cum e cu engagementul în momentul de față? Când greu. Și YouTube-ul și toată lumea te înfrânează. E greu cu engagementul pentru că nu, oamenii nu mai au timp și vine la pachet cu problema cu scrollul pe care ți-am spus la început. Oamenii nu mai au timp, totul este o viteză absolută, totul este o grabă și nimic nu este la nivel de stare de prezență, nimic. Foarte rar, doar momentele în care stăm în natură sau ieșim cu familia la un grătar sau un parc, mai avem și noi un moment de prezență reală în care să ascultăm păsările și nici ăla câteodată. Și normal că dacă toată lumea merge în fluxul ăsta rapid, e normal că oamenii nu mai stau efectiv să petreacă timp lăsând un comentariu sau interacționând. Se întâmplă destul de rar în ultimul timp. Dar unde? Fuga asta către ce? Nici că și știu. Eu văd asta la foarte mulți oameni. Și nu ești prezent nici măcar dacă, nu știu, stăm aici și bem o cafea împreună. Nici măcar nu poți să te, gen, să avem o discuție că ești, tot timpul ești cu gândul în altă parte. Da, în general asta vine foarte mult, cred eu, sau mă analizez pe mine și cred cumva că vine din frică. Pentru că e anxietatea pe care o ai vis-a-vis de viitor sau depresia sau starea de supărare pe care o ai vis-a-vis de trecut.
lucruri pe care nu le poți schimba sau față de care nu ai un control anume, dar te face să fii acolo. Pentru că nu mai bine ești în prezent? Păi e mult mai bine. Din toate variantele astea? E mult mai bine, pentru că din prezent, în primul rând, poți acționa sau poți uita anumite lucruri. În prezent poți să faci, în prezent e acțiunea. Dar noi stăm cu gândul în astea două spațiu-timpuri unde nu avem ce să facem, dar ne și oprește din a trăi. Și chestia asta se propagă tot mai tare și peste tot, tot mai mult. Și nu vorbesc că oamenii fac asta, și eu fac asta. Eu cu ei, toți facem asta. Mai ales oamenii internetului. Noi suntem primii rupți de realitate. Am un prieten care povestește asta, că merge într-o vacanță cu nevasta și când sunt în avion spre locul respectiv, există o discuție între ei doi în care ea întreabă unde mergem în următoarea vacanță. Păi stai, mă, că... Fix. Acum mergem în vacanța asta. Fix. Când se termină și toată asta și așa, după aia ne mai gândim când o să fie. Adică nu s-a terminat lumea. Fix. Exact ceea ce simțim noi o lună întreagă. Toată luna decembrie te gândești că vine Crăciunul. Până e Crăciun. Gen, când e Crăciun, sincer, nu mai ai aceeași senzație, că știi că se termină. Da. Pur și simplu, când e Crăciun, știi că trece, te gândești deja la a doua zi. Noi nu suntem, noi ne place așteptarea aia către ceva frumos. Și, sau la fel și cu atunci când se termină ceva. Eram tot așa într-o vacanță cu o prietenă și mi-a spus că ea abia așteaptă următoarea vacanță. Se terminase, era ziua în care plecam. Abia aștept următoarea vacanță. Poate ideea de vacanță. Nu neapărat vacanța în sine sau că... Chiar își dorea următoarea. Nu-și dorea perioada aia dintre. Păi asta zic, nu mai vrei aia când ești la muncă sau ceva, vrei să fie doar vacanțe tot timpul. Și atunci probabil că ești nemulțumit că... Da, orice ne creează nemulțumire nouă, e foarte ușor să fim nemulțumiți. Dar de ce crezi că avem asta, chestia asta, cu nemulțumirea asta eternă? Sunt oameni care se trezesc nemulțumiți. Ba, păi și eu mă trezesc foarte des nemulțumită. Da, nu, zic așa, gen care se trezesc non-stop. Mă gândesc că e tot related to starea de prezență. Eu cred că în starea de prezență reală nu ai cum să fii nemulțumit. Că lucrurile sunt și atât. Nu ai o părere despre starea de prezență, că momentul de acum este și atât. Nu ai cum să-l schimbi și nici nu cred că ți-ai dori chestia asta. Adică eu că sunt aici în momentul ăsta, la podcastul ăsta, doar sunt. Dacă aș sta să mă gândesc la ce... Singurul lucru care m-ar nemulțumi în momentul ăsta ar fi să mă gândesc la ceva viitor sau trecut. Și starea de prezență doar este și atât. Nu are cum să-ți ofere nemulțumire. Asta e percepția mea despre lucruri. Simți nevoia să le explici oamenilor pe tot ce înseamnă social media-ul tău, social media, treaba asta, că gen ar trebui să mai... Că era un paradox de care ai vorbit mai devreme, că să le spui oamenilor să nu mai consume atât de mult social media, să se consume mai cu cap. Eu le-am și spus asta. Am și vorbit pe platformele mele sociale tot ceea ce am învățat eu de-a lungul timpului sau o parte din ceea ce am învățat. Și mi-am dat seama într-o perioadă că am greșit făcând lucrurile astea sau că n-au fost cele mai potrivite, pentru că eu cum am aflat lucrurile astea? Din propria mea nevoie de a le afla, prin propria mea decizie de a descoperi și de a citi și de a căuta și de a se informa, de a mă informa. Iar atunci când le pun pe social media, unde locul ăla e menit distracției sau consumului de non-informații, ca să zic așa, informații atât de prețioase pe care le trăiești atunci când le citești sau le afli, nu se pot descoperi întâmplător așa. Așa că am schimbat puțin paradigma și am început să le arăt oamenilor starea mea de bine. Adică să știu eu adevărurile astea, să știu eu ce am acumulat în timp ce am învățat și să aplic în viața mea de zi cu zi ca ei să-mi vadă doar starea de bine. Că atunci când eu vorbesc cu ei, să le transmit efectiv tot ceea ce cunosc fără să le spun chestia asta. Cred că e o variantă mult mai bună. Primești feedback-ul de la oameni de bine care să-ți explice, bă, mi s-a părut foarte tare ce am văzut la tine referitor la starea asta de bine? Da. Și? Cum da, e? Activ, incredibil de bine. Pentru că puțin îmi pasă dacă văd aici mă complimentează pe mine, adică mă ajută, îți dai seama, super tare, mi-a hrănit ego-ul, dar mă ajută mult mai tare când îmi spune cineva că i-am ajutat activ pe ei.
că au văzut ei o altă latură a vieții, că au văzut altă perspectivă, că se uită altfel văzându-mă pe mine atât de plină de viață și ok și autentică și cum mai zic ei, atunci mă interesează pe mine, atunci am câștigat eu, dacă am transmis chestia asta, că asta mă umple cu adevărat. Și se întâmplă. Și mă bucur super mult. Se vede asta pe fața ta acum, când ai zâmbit, cum n-ai zâmbit nici până acum, da, nici da, deloc până asta. Da, bucuria mea cea mai mare. Da, cred. Ai vreo chestie de asta pe care o faci, vorbeai mai devreme de munți, de mers în... Îți place asta cu călătoria? Da, merg constant la munte. Urc câte un munte odată de 2-3 ori pe sezon. Stăteam să calculez acum de câte ori am fost în ultimul timp. Uite, acum recent, de acum două săptămâni, am dormit pe munte, pe vârf de munte, deci era deja septembrie, jumatea lui septembrie, mai de sfârșitul lui septembrie, și am dormit pe vârf de munte sub cerul liber, fără cort. Pur și simplu. Am fost 30 de oameni, ne-am făcut un foc și am vrut să avem această experiență cu noi, cât eram noi acolo. Așa, în pericolul de a veni ursul, în pericolul de a veni lupii, că eram într-o zonă neferită. Vizitată. Da, vizitată. Da, nu erai la mall. Da. Da, și am zis, vrem să avem experiența asta și ne-am luat un izopren, un sac de dormit, niște slănină pusă pe foc pe o piatră, aveam un ghid cu noi care să ne ducă acolo unde trebuia și câte un băiat din, nu știu, noi eram 30, vreo 15 erau băieți, câte un băiat și-a pus alarmă să trezi la fiecare o oră din noapte ca să păzească tot grupul și să aibă grijă de foc. A fost cea mai frumoasă experiență. Nici nu pot să descriu cum ne-am simțit toți atât de păziți de băieții noștri și cum au dat atât de multă importanță momentului. Nu știu, s-a simțit că parcă ne-a luat și era și lună plină. Deci lumina atât de tare, se conecta atât de frumos cu focul în jurul căruia stăteam. Era o liniște de plină și cât un băiat în picioare care efectiv ne veghea. Și da, îmi place să am experiențe din astea super autentice pe munte și urc des munți și mă plimb foarte tare. Ies conectate cu muntele foarte tare, deci prefer oricând. Mi-ai zis de 2-3 ori de munte, n-ai precizat despre mare, mi-am dat seama că ești fiartă pe munte. Da. Fiartă pe munte, efectiv. Și simt că dacă nu aș face chestia asta, mi-ar da Bucureștiul în cap rău de tot. Mamă, m-ar da cu capul de pereți, n-aș mai fi eu. Da, astea, plecările astea dintr-o, că pare așa o, și din cum te îmbraci, nu știu ce, pare 100% urbană. Nimic ceva care ar trăda asta, nebunia asta de urban. Dar pe de altă parte, gen fugi la munte pentru că acolo te simți... Noi putem să fim și din... mici din miezul Bucureștiului, să n-ai nicio rădăcină montană, nicio familie pe niciun de nicio țară nicăieri, că asta este esența umană, esența tuturor oamenilor, asta este o nevoie umană a tuturor oamenilor de care oamenii nu sunt conștienți, să se vindece și să se descarce în natură. Adică eu sunt exemplu perfect, că eu sunt cu totul urbană, că pare că sunt în inima orașului non-stop și că atât îmi place, dar asta e o nevoie. Adică pot să fiu eu oricum, pot să mă fi născut aici și să n-am niciodată vreo dorință să mă duc la munte, nici măcar să nu vină din dorința mea. Tot e o nevoie umană, deci natura vindecă. Asta e valabil pentru orice ființă vie, pentru orice om. Trebuie să se descarce și să se încarce înapoi în natură. Unde îți place să mergi în București? Că natura am înțeles, la munți. Ai locuri în care îți place să mergi în București? După ce am bătut la pas Bucureștiul când eram mică și n-aveam mașină și mergeam chiar peste tot și luam la rând și cluburile și barurile și locurile și tot ce mai era cool, mi-am dat seama că nu mai vreau să mă despart de zona asta de centru de Victoriei. Eu stau la Victoriei. Singurul loc în care poate să mă vadă cineva că mă plimbe pe calea Victoriei cu BMX-ul, cam asta e tot. Mai ies așa la o tură de Herăstrău cu skate-ul sau cu long-ul și migrez așa către zona de nord. Restul Bucureștiului... Nu există. Pentru mine... Nu mai încântă cu nimic. Pur și simplu. Nu mai regăsesc.
Bine, cred că sunt și zone de astea. Vorbeam cu cineva zilele trecute și spuneam că nu am ajuns deloc, sau o fine, de 1000 de ani de când sunt în București, n-am ajuns niciodată în zona Titan sau ce. Nu că n-am ajuns niciodată, am ajuns, dar nu e ca și cum e vreun drum de al meu care ar putea să, că vorbeam de parcul Titan și zic, bă, n-am ajuns acolo că nu am niciun fel de drum. Așa sunt și astea, știi, gen sunt zone în care pur și simplu n-ai treabă, adică la... E la mine mai și fața că eu sunt ghidată puțin și de nivelul de safety pe care îl simt. Pentru că eu, asta zic, mergeam la pas foarte mult înainte și n-aveam nicio frică și nimic de genul ăsta, dar nu pot să spun că m-am fost ferită de situație, adică au alergat boschetarul pe mine pe stradă, fluierături, chestii astea, adică o fată singură prin București, crede-mă că nu alege, nu alege ea singură să se plimbe peste tot. Sunt zone chiar nu se safe. Pare că în continuare mai sunt zone de-astea? Oh, dar sunt mult mai rău decât înainte. Pe bune? Mie așa mi se pare. Perspectiva mea personală, sau poate că, nu știu, am, nu mai am eu dreaduri și nu mă mai simt eu atât de safe, că păream de-a străzii, de-a lor. Eram, nu știu, când aveam dreaduri mă simțeam puțin mai sigură pe mine să mă plimb pe stradă, decât sunt mai fetiță, să zic așa, în perspectiva oamenilor. Nu mă mai simt safe pe stradă. Dar ți s-a întâmplat ceva din astea nasoale în București? Păi ți-am spus mai devreme, fluieră după tine pe stradă, vin boschetari, se întâmplă, da? se întâmplă cu adevărat. Mă gândeam că e mai safe toată treaba în ultima, nu? Nu, acum eu spun și din perspectiva mea. Acum fluieră pe stradă, știu că e în fluieră și dacă ești pe Victorie și un șantier sau ceva genul ăsta, fluieră unii după nu tine. Nu prea, asta zic, nu prea. Contează, da? Energia locului, oamenii, ce grupul de oameni se învârpe acolo, contează foarte mult. Pe Victorie chiar nu e niciun pericol. Mi se pare că grupul de băieți care lucrează la un șantier sau nu știu ce, fluieră întotdeauna, indiferent unde ar fi. Și nu înțeleg niciodată dacă e cineva care chiar s-a întors și chiar a zis, da mă, vreau să da, facem ce... Da, vreau să mă căsătoresc cu tine. Asta n-am înțeles niciodată, că e tot timpul o încercare de asta în care, hei, fetița, nu știu ce, da. Da. Dar bănesc că există un caz, că altfel nu are, adică n-ai mai face ceva de ani cine de zile. Cine știe, ancestral, unde s-a întâmplat, le-a bă, rămas undeva s-a întâmplat, ideea da, că, bă, a la funcționat. La podul din Damas sau ceva, când a făcut el podul ăla, probabil că a fluierat și a venit una, o dacă de-asta liberă. Și cred că s-a întâmplat ceva, pentru că altfel nu există, neexistând un precedent de ăsta, n-ai mai face chestia asta, știi? E ca la ăla din mașină, care fluiere, nu știu, bănesc că cineva la un cineva moment dat zis, s-a oprit, ce tare. S-a dat jos din mașina ei, femeia, și a zis, bă, nu, merg cu tine, că ai fluierat prea frumos, adică nu e, adică cum ai fluierat, tu n-ai mai fluierat nimeni, nu m-ai simțit niciodată așa fluierată. Că nu știu, adică altfel n-ar exista chestia asta. N-am nicio idee cum, pe ce premisă merg ei când fac treaba asta. Cred că e un precedent ancestral, asta poate să fie. Dar, în orice caz, mai e, acum ți-am spus, vorbesc din perspectiva mea că și merg non-stop cu mașina. N-am mai fost atât de mult expusă la drumul pe stradă, efectiv. Și am prins o oarecare anxietate de a mă plimba singură. Chiar am prins. Și din antecedentele astea cu fluierat sau strigat, și din faptul că unii oameni sau unii oameni care mă cunosc de pe internet și vor doar să vorbim, mă strigă într-un mod mai intruziv așa și câteodată nu am starea necesară să zâmbesc și vreau să dau un zâmbet când mă întâlnesc cu un om, indiferent dacă el știe sau nu să mă abordeze, vreau să rămână cu o perspectivă frumoasă spre mea. Așa că de-aia prefer să nu merg prin toate zonele din București sau dacă merg să merg cu mașina sau cu bicicleta, că știu că mi-am băgat căștile, la revedere. Nici nu mă vezi, nici mă prinzi, nici nu... Când îți dai seama că am trecut, eu deja m-am trecut. E târziu, da. E târziu. Altfel să mă plimb pe jos chiar cam atât. Calea Victoriei, zonele astea și puțin spre nord, cam pe aici. Vorbeai de dreaduri și de astea. Partea asta cu fashion-ul, gen, îți place? Că pare că ești... Așa, true din toate punctele de vedere pe partea asta. Sunt streetwear total, îmi place foarte tare să urmăresc trendurile, îmi place foarte tare ideea asta de haine baggy, dar stilizate, adică nu puse pe tine ca și cum nu ți-ar păsa, dar totuși ție să-ți pese mult înainte și să te gândești la asta. Sunt și cu un brand de haine de atât de mult timp. Nu știu dacă pot să zic. Pot să spun ce, sunt cu Foodshop de atât de mult timp și mi-au format așa și mie, și ei și cu ajutorul lor am format o întreagă cultură și mi-am dat seama că hainele sunt mai mult decât haine. Eu înainte să știi că mă îmbrăcam foarte mult de la vintage shop-uri, că nu se numeau vintage shop-uri, erau SH-uri, dar cam de atunci am s-a îmbrăcat. S-a rebranduit asta. Da. Și
îmi plăcea foarte tare să găsesc piese unicate și să le combin și să mă gândesc la niște pete de culoare care ar da bine și să fie puțin monocrom, dar să nu fie. Adică îmi plăcea să lucrez cu hainele. Acum, ulterior, că am avut și norocul să lucrez cu Foodshop și să-mi arate stiluri adevărate, a fost un plus pentru mine și am știut să învăț foarte bine. Am știut să-mi fac temele în ceea ce privește fashion în general și styling-ul, dar atât pe zona asta de streetwear, de baggy, de urban, nu mă duc mai departe că nu mă pricep, nu e treaba. Chiar nu mă pricep. Dar ai avut o parte de bullying de ăsta legat de haine sau de dreaduri sau de felul în care ai părul sau nu știu, orice bălărie de asta? Bullying e mult spus. Au fost niște hateri la un moment dat care n-au înțeles ei că mai sunt și alte feluri, știi, și că fetele nu se îmbracă toate cu tocuri și mai există și alte variante. Wow, mai există. Wow. Șoc. Dar mai mult decât haterii ăștia au fost oameni care m-au susținut foarte tare și care m-au îndrăgit fix din acest considerent că sunt autentică și că mă îmbrac într-un fel cărora pentru unii oameni este foarte plăcut la vedere, pur și simplu. Chiar sunt foarte multe reacții de genul. Chiar am un TikTok foarte, foarte cunoscut cu mine într-o rochiță și era o piesă pe fundal cute așa și după o piesă de-asta super reperească în care apar eu cu haine baggy și de ce e mai bine și de ce arăt mai bine și mă simt mai bine și mai confortabil, așa era piesa. Și oamenii au reacționat foarte bine la TikTok-ul ăla și mi-am dat seama că, bă, ei mă înțeleg. Sunt la inima lor pentru că sunt eu de atâta timp și că și dacă nu m-aș mai îmbrăca așa acum, tot aș fi la inima lor pentru că ei ar ști dacă e autentic sau nu, dacă m-am schimbat și e autentic. Că eu cred în schimbare. Dar să fie autentic. Să nu o faci pentru oameni sau pentru hater sau pentru ceea ce zice cineva. O fă-o când simți tu. Dacă simți să te schimbi, schimbă-te că oamenii o să simtă că ești, ai încredere în tine în continuare. Știi că atunci când o faci pentru oameni sau din alt considerent și nu ești autentic, poți se simte că n-ai încredere în tine, se simte că ești inconfortabil în hainele alea, se simte că ești așa pe stradă, ești tai ca pe ghimbi. Din așa, așa mi s-a mai întâmplat mie când am fost la unele evenimente de astea de influență și așa, mă îmbrăcam mai stilizat în altă direcție, știi, că am zis, băi, erau era un moment special. Gală, Doamne, abia așteptam să plec acasă, nu mai știam cum să, nu știam să stau în poze, nu știu, am să plec. Și mi-am dat seama, bă, stai puțin, că și în hainele mele baggy și în stilul meu sunt ținute speciale pentru evenimente de genul ăsta. Da. Există. Și am început să fac research, am început să caut și la brandurile mari, nu sunt consumatoare de branduri mari, gen Balenciaga și așa mai departe. Am câteva piese, că am zis și eu, bă, hai mă să-mi iau și eu niște chestii, că zice lumea, bă, n-ai o de asta, știi? Am mers și eu cu turma puțin. Să ai tu un Balenciaga acolo. Să ai tu un Balenciaga acolo, dar pe aia mi-am dat seama, nu, e foarte prost să faci alegeri de genul ăsta, dacă pentru mine, nu mai zic asta, pentru mine e foarte prost. Oamenii pot să facă ce vor ei, pe unii îi împlinește, e treaba lor. Și, dar am început de la brandurile astea mari să învăț stil. Pentru că ei, în definitiv, sunt niște designeri incredibil de mari și știu să facă niște lucruri și ei, de fapt, fac trendurile. Și când am văzut, ce face Vedman și ce face Balenciaga și ce face... nu-mi vine acum unii care fac blugi foarte șmecheri, dar nu-mi vine. Poate-ți vine ție. Nu știu. În orice caz, un brand ăsta foarte mare de pantaloni, care a venit cu pantaloni ăștia cu buzunare largi și cu și mai strâmți aici și cu mini paranteză între picioare și așa mai departe. Bă, am zis, ok, hai să reinterpretăm stilurile astea, hai că se poate. E un research ăsta, e o pasiune venită din... vine din noi pasiunea asta de fashion, dar dacă nu-ți faci research-ul să vezi și tu care e doar o pasiune. Dar rămâne o pasiune și la un moment dat și moare. Adică eu am fructificat-o cumva că m-am apucat să caut. Asta e singura chestie. Exact ca la început, ca și cu YouTube-ul. Dacă nu te apuci să cauți tutoriale și să înveți, că internetul ăsta e liber, poți să... talentul și pasiunea mor și n-ai făcut nimic. Ăsta e sfatul pe care l-ai dat unui tânăr care vrea tuturor, să apuce de treaba asta? Exact. Dacă au o pasiune în orice domeniu, să o fructifice. Să investească timp, mult timp. Asta e cel mai important lucru.
și lucrurile o să se întâmple de la sine, că atunci când tu investești timp în pasiunea ta și dedicare și te dedici cu adevărat, automat setezi niște intenții care automat vor funcționa, pentru că timpul tău de gândire în care ești focusat fix pe acel subiect, pe acel domeniu pe care îl faci, se materializează ulterior, pentru că asta e de fapt toată chestia, ca tu să-ți pui mentalul acolo, să-ți pui intenția acolo. Și dacă doar mă gândesc, mamă, ce mi-ar plăcea să fiu un vlogger de succes, hai că fac două vloguri, le-am făcut, mamă, dar de ce nu sunt un vlogger de succes? Cred că durează puțin mai mult să stai cu intenția într-o singură direcție și să o faci măcar în capul tău să devină reală. Mi se pare că toată lumea din exact asta, știi, m-am apucat de Instagram, am pus 3 poze, dar nu se întâmplă nimic. Păi ce vrea să se întâmple? Nu știu, să vină tot Instagramul la ușă la tine sau ce? Cumva eu și cred că constanța, cred că e cea mai importantă, una dintre cele mai importante, adică exact. Să-ți o dai tare mult, nu după o lună, nu după 2 luni, nu după nu știu ce, adică exact. Astea sunt... Se poate întâmpla. Se dar poate nici întâmpla. Nu-ți doresc succesul ăla rapid, pentru că la fel de repede poate să și plece. Nu știi cum să-l gestionezi, nu probabil. Nu știi nici cum să-l gestionezi, nu ești pregătit, nu ai destul de experiență și ai nevoie să înveți până acolo, să treci de multe praguri și de oboseală și de lucruri. Deci sfatul pe care l-ai dat, dacă tu te-ai întâlnit tu cu tine, asta de acum, cu tu cu tine, când aveai 17-18 ani, ăsta ar fi? Să muncești mai... să înveți, să-ți faci tot felul de chestii? Nu, aș da sfatul ăsta oricui altcuiva, nu mie, de la 17 ani, pentru că eu n-aș vrea să schimb cursul lucrurilor sub nicio formă, că mă gândesc că dacă aș veni eu la fata asta de 17 ani și aș da un sfat acum, n-ar mai trece prin toate experiențele prin care am trecut ca eu să pot să ajung cea de acum. N-ar mai greși de atâtea ori, n-ar mai face atâtea prostii și episoade nereușite și... nu și-ar mai pierde nopți întregi de montaj, de lucruri care ulterior să se dovedească a fi nu virale, nu ceea ce își dorea, dar din care am avut eu de învățat foarte mult și am învățat acum cum să aduc un produs finit mult mai bun, pentru că am avut nopțile alea de eșec. Deci nu m-aș învăța nimic pe mine. Dar dacă ar fi să învăț pe cineva de 17-18 ani sau orice altă vârstă, da, ar fi să-și fructifice pasiunea prin a se documenta super mult, a cerceta și a să rămâne conectat cu ceea ce își dorește, nu ceea ce crede că își dorește, dacă face sens chestia asta. Da. Mi se pare foarte tare că într-o lume în care toată lumea caută scurtături, pentru că așa e lumea asta, tu vii și le spui oamenilor că drumul ăla, chiar cu chestii care te dai în cap și e așa, de fapt ăla e drumul. Că așa e corect. Că tu, cea de azi, n-ai fi dacă n-ai fi trecut prin toată, tot fii. Șirul ăsta de experiențe. De e foarte importantă greșeala. Păi noi vrem să credem că noi putem să învățăm în viața asta lucruri din greșelile altora, dar nu putem. Nu, o să le iei în serios și la un moment dat o să te spui că nu te-a ajutat cu nimic, ai greșit altul și ai învățat tu. Sau că ți-a spus altul, ție un sfat, că să nu greșești. Nu, frate. Dacă tu ai ceva de învățat, trebuie să înveți tu. Și trebuie să treci prin chestia asta de cele mai multe ori, pentru că atunci chiar o iei în serios și îți dai seama. Și a doua oară trebuie să fii prost să nu-ți iasă. După o greșeală, a doua oară trebuie să rupi. Eu mi-aduc aminte cu taică-miu care îmi povestea înainte de orice petrecere sau ce, spunea să nu amestec băuturile. Fix. Și eram alchimistul când ajungeam acolo, fix. Adică nu că nu le amestecam, nu existau băuturi din care să nu gust. Fix. Și ieșa... cum să-ți explice cineva asta și să zici, da mă, uite, tata a avut dreptate și eu nu o să încerc niciodată pentru că tata a avut dreptate. Nu, nu o să faci niciodată asta. Normal. Ai nevoie și puțină de... și, într-adevăr, de pe ce se bazează părinții și oamenii care dau sfaturi în general, e că au impresia că fără sfatul lor tu intri în comă. Cumva e nevoie și de stăpânirea asta de sine și de conștiință, autoconștiința asta pe care o avem. Bă, stai puțin că nici să mor nu vreau. Dar vreau să am experiența asta și ești conștient că vrei să o ai. Dacă ești conștient că vrei să o ai și vrei să amesteci toate băuturile, vei vedea a doua zi că ți-e foarte rău. Cel mai probabil nu o să mai faci chiar așa data viitoare, dar te-a ajutat mult mai mult decât un sfat. Asta clar, clar, clar. Pentru că așa tindem noi și să ne ducem fix acolo în locurile în care ne este interzis să ne ducem. Uite, înainte să vin aici am văzut un TikTok. Bă, cât de mult mă uit la TikTok-uri, incredibil. Dar am văzut un TikTok
unde o fată îi punea întrebări familiei ei, părinților ei, care erau non-stricți. Erau foarte... liberi, da. Da, învățau foarte mult despre libertate. Și punea întrebări de genul ce ați face dacă aș veni pregnant acasă? Sau ce ați face dacă m-aș strecura afară pe geam să mă lua o petrecere? Toate răspunsurile lor țineau de libertatea pe care o dădeau ei de a face alegeri pentru ea, o învățau cumva să fie adultul de mâine și nu era nimic cu strictețe, de exemplu, te-aș pedepsi, te-aș, ce ți-aș face, sau n-ai avea voie, sau niciun caz, toate sfaturile, tot ce spuneau ei era pentru adultul, deci ei cumva o vedeau pe fata aia deja adultul de mâine. Și ce este incredibil de important. O pregăteau pentru ce urma să și fie. Și plus de asta îi dădeau toată libertatea să înțeleagă din timp că este responsabilă, nu după. Nu știu, responsabilitatea asta indusă încă de mic e mult mai bună decât când o primești la 18 ani și gata, o iei razna. Că nu ești pregătit pentru toată responsabilitatea. Și dacă ai fost ținut un frâu sau limitat de mic, e mult mai mare, bușești mult mai tare la 18 ani. O să rupi ușa, da, și nu mai știi pe ce parte bine. Să ieși. Da, da. Poate ieși pe geam și... Fix. Stai la etajul 9 și atunci e gros. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine la podcastul ăsta super nebun. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Erau aici foarte multe întrebări. Am simțit că e discuția are un sens așa mult mai cum autentic. Am așa și atunci n-am mai recurs la unele dintre ele. Vreau să-ți mulțumesc și pentru că ai zis niște chestii de-astea pentru tinerii care vor să se apuce sau să nu se apuce. Mi se pare foarte tare, mai vorbeam și cu Biță acum vreo 2-3 episoade și spuneam de asta că e frică de oamenii care n-au pasiuni și mi se pare că e foarte important să ai pasiuni, să ai o pasiune și să ți-o dai tare. Că se numește skate, că se numește, nu știu, habar n-am, edit, video, că se numește fashion, că se numește absolut tot ce, să ai ceva. Știi cum ajungi să-ți cunoști pasiunile? Nu. Renunță la toate dependențele pe care le ai. Oamenii, cercurile din jurul tău, tot ceea ce înseamnă prieteni, fugă pe care o ai în exterior, ca să poți să te aduci cât de mult poți în interior. Eu mi-am descoperit pasiunea pentru că m-am mutat din cartier foarte departe de toți prietenii mei și nu mai aveam prieteni. Și m-am închis și mi-am dat seama că eu vreau să fac chestii. Deci renunță la toate dependențele exterioare pe care le ai și te descoperi pe tine și incredibil ce descoperi. Nu se putea să încheie mai bine decât cu sfatul ăsta, adică e final, cel mai bun final. Și dacă n-ai ce să mai faci la finalul ăsta, ce poți să mai spui de aici încolo ca să zici să fie mai bine? Doamne ajută! Am fugit de prieteni, m-am dus și am descoperit, gata. Fix. Deci s-a terminat și cu dependența. Îți mulțumesc foarte mult, îți urez multă baftă. Mulțumesc. În tot ceea ce faci. Și mi se pare foarte tare asta că gen conștientizezi că ești un exemplu și că gen vrei să-l arăți oamenilor și partea aia care de fapt, în afară că totul e roz și toată lumea e îmbrăcată în culori deschise și au bomboane în gură și nu știu ce. Îți mulțumesc, îți urez numai bine, Doamne ajută, la revedere, sănătate și toate cele bune. Doamne ajută. Da. Zooniverse Podcasts.